Bună, dragilor, și bine ați venit la previziunile pentru marți. Mercur intră în leu și stă acolo până la finalul lunii iulie, timp în care ne va face pe toți să fim ceva mai vocali, ne vom dori ca vocea noastră să fie ascultată și de asemenea se naște așa o perioadă de foarte multe flirturi. Da. Pe de altă parte, vom dori să călătorim într-un felul de locuri foarte dragi sufletului nostru, vom dori să ne distrăm, să ne simțim bine și chiar plimbările sunt foarte bine aspectate. Pe de altă parte, este o zi în care luna trece în Taur, iar asta înseamnă că partea materială, partea concretă a lucrurilor va fi mult mai intensă pentru toată lumea și de asemenea, Tot această zi vine cu niște responsabilități la pachet, vine cu un trecut care bate la ușă, putem avea tot felul de cheltuieli sau putem să mergem noi din proprie inițiativă la cumpărături. Însă avem justiția în ziua de marți, iar energia generală este turnul. O combinație foarte interesantă, deoarece în ziua de marți se pot întâmpla tot felul de lucruri legate de contracte, relații, asocieri, parteneriate și de asemenea este o zi în care putem să rămânem foarte surprinși în legătură cu deciziile care se iau în jurul nostru. Se pot semna contracte sau se pot rupe anumite înțelegeri, se pot rupe anumite relații. Putem să avem tot felul de surprize în legătură cu ceilalți. Da? Și este o zi în care simt eu aici că se face un fel de dreptate divină, adică Mercur acolo în leu, să știți că da, și Marte în Fecioară ne face să acționăm, Mercur acolo în leu ne ajută să comunicăm într-un mod în care să fim apreciați, aș spune eu. Deci tot felul de schimbări, tot felul de decizii care se iau marți în legătură cu actele, cu relațiile, dar și o zi în care să știți că se pot clarifica foarte multe lucruri. Bun, cam atât în mare parte. Vă invit să ascultați și de la Zodie și de la Ascendent. Vedeți și ce fac persoanele cele mai dragi vouă. Vă mulțumesc celor care v-ați abonat acestui canal, pentru că mai avem puțin și îndeplinim 100.000 de abonați. Sunt foarte mulțumită, sunt foarte bucuroasă. Cred că în această săptămână se va întâmpla, da, acest lucru. Vă spuneam eu că este o săptămână așa cu schimbări, o săptămână cu rezultate, dar o săptămână și cu schimbări destul de mari, deci decizii importante pe care le putem lua. Bun. Nu știu în cât timp voi face, dacă, nu știu, cei care mă privesc de mult timp și nu s-au abonat încă vor acum să se aboneze, cu siguranță voi atinge pragul mult mai departe, mă rog, mult mai departe, mult mai rapid decât finalul săptămânii. Am și eu emoții, na, e o realizare pentru mine și vă mulțumesc tuturor, pentru că este realizarea noastră, împreună am creat această energie, împreună am reușit să ajungem aici. Și hai să începem. Zodia Berbec. Dragi berbeci, pentru voi este o zi în care banii sunt foarte importanți și discutăm despre un moment în care pot apărea niște cheltuieli sau pot apărea niște responsabilități din trecut. Niște chestii pe care era nevoie să le faceți și acum, în sfârșit, puteți să acționați. Undeva marți seara, probabil găsești niște informații prețioase legate de bani, poate găsești o rețetă interesantă. Pentru alți berbeci este și o zi foarte bună în care vă puteți concentra foarte mult pe valoarea voastră personală. Și bineînțeles că pot fi și anumite discuții legate de bani pe care cineva are să vi dea, pot fi discuții legate de a vă retrage dintr-o situație, însă, uite, Mercur intră în leu și să știi că este o poziție foarte bună pentru tine. Se îmbunătățește comunicarea cu un copil, cu persoana iubită, de asemenea poți să negociezi mult mai bine pe partea aceasta de afaceri și care vă ocupați de așa ceva sau puteți să creați ceva frumos, un proiect sau ceva drag sufletului vostru și Mercur acolo să știți că vă dă și foarte multe idei geniale. Da? Foarte multe idei geniale. Iar berbecii singuri, tot înainte,
încercați să comunicați foarte mult, să ieșiți cu oamenii din jurul vostru, pentru că da, sunt șanse să apară cineva pe acolo. Iar bărbecii care vreți să vă schimbați așa puțin viața, profitați de aceste tranzite, pentru că vă pot veni idei absolut geniale din care să faceți bani sau puteți să dați naștere unui proiect care să vă ajute foarte mult, atât din punct de vedere financiar, dar până la finalul lunii iulie, cu siguranță vom vedea și berbeci care vor avea o stimă de sine mult mai crescută, adică o să vă simțiți bine din punctul ăsta de vedere. Hai să vedem, dragi berbeci, ce faceți voi. Bun, a început citirea pentru tine. Sunt multe cărți, multe, multe cărți. Vei afla aici de o relație, de un parteneriat. Unii berbeci văd că lucrați aici la ceva anume. Șapte de monede, marele preot, o conexiune cu zodia Taur, dar uite că este și o zi pentru tine în care te uiți așa intens spre trecut. Poate aștepți niște bani, poate analizezi foarte mult un proiect, poate analizezi mult o relație, ceva ce ai învățat tu. Soarele, o conexiune cu zodia Leu, dar soarele să știi că îți aduce bucurie și claritate. Apoi, arcana majoră, moartea, o conexiune cu zodia Scorpion, dar și o schimbare pe care tu o vei iniția în această zi de marți. Ultima carte, cavalerul de bâte, foarte mult entuziasm și foarte multă pasiune din partea ta în această zi. Știi cum, stai, te uiți așa spre trecut, înveți ceva și spui gata, lumea este a mea. Poate să fie și o zi în care unii berbeci vreți să trăiți așa puțin mai intens. Zodia Taur. Dragi Tauri, hai că vă recăpătați energia, luna intră în semnul vostru și asta e de bine. O zi în care, uite, poți să ai legătură cu prietenii, cu grupurile de oameni din care faci parte, chiar îți poți pune la punct anumite planuri de viitor, iar pentru alți Tauri este o zi foarte bună să aveți o legătură, să zic așa, cu grupuri mari de oameni, cu prieteni, cu zona de online. Și interesant este că undeva marțiara sunteți acolo în energia voastră și cu siguranță aveți niște senzații extrem de puternice. Poate chiar vă hotărâți să închideți ceva anume, să mai eliminați un anumit lucru din viața voastră. Mercur intră în Leu pentru tine pe casa a patra și uite că această relație cu rudele se intensifică și într-un sens pozitiv și într-un sens negativ, adică se îmbunătățește comunicarea cu membrii familiei, se îmbunătățește comunicarea cu persoanele din trecut, iar pentru taurii singuri vedeți că sunt șanse să se întoarcă foști sau dacă ești un taur, știu eu, aflat într-o relație, vezi că acolo pot apărea mici, mari conflicte. Pe de altă parte, taurii care vă aflați într-o situație bună din punct de vedere amoros, vedeți că acum pot fi discuții cu partenerul în legătură cu o mutare împreună, în legătură cu niște activități pe care le aveți de făcut prin casă. Deci chiar o perioadă bună pentru voi. Repet, apar și mici, mari tensiuni, apar și mici, mari certuri, conflicte, dar asta nu e negativ. Vă vin rude în vizită, mergeți voi în vizită, deci sunteți foarte prinși pe zona aceasta. Hai să vedem, dragi Tauri, ce faceți voi. Patru de spade pentru tine și arcana majoră, lumea. Uite, este o bucurie, așa, o liniște pe care tu o simți aici. De asemenea, este o zi în care îți recapeți energia, dar parcă așa puțină odihnă nu strică. Văd aici o veste foarte bună care vine către tine din zona străinătății sau este o veste care ține de ceva la care tu lucrezi cu 8 de monede. Deci este o veste foarte pozitivă care apare și poate să fie o zi și cu o mică mare relaxare. 3 de bâte avem aici, un drum scurt pe care îl faci, dar și niște discuții extrem de plăcute cu cineva anume. Are loc o primă victorie, o primă deblocare pentru tine. Apoi avem cavalerul de spade, o discuție total neașteptată, dragi Tauri, dar este și o zi în care aveți ocazia să clarificați anumite lucruri. Vedeți că totul se mișcă foarte rapid și chiar de când intră Mercur acolo în Leu, ar trebui să fiți puțin mai atenți atunci când vine vorba de discuțiile în contradictoriu cu ceilalți, pentru că există foarte mari șanse. Da? Vă simțiți acolo bine, invincibil, dar parcă vreți așa totul să meargă pe repede înainte. Zodia Gemeni. Dragi gemeni, se deschide o perioadă în care nu avem noi foarte multă energie. Suntem așa iar somnoroși, dar este și o zi bună în care uite că se poate rezolva ceva legat de un șef, legat de o persoană importantă din viața ta. E un moment acolo de conștientizare legat de o schimbare
din cariera ta, din reputația ta. Apoi, seara zilei de marți te găsește poate mai obosit decât de obicei, dar uite, este un moment bun să meditezi sau să analizezi, da, așa mai în secret, sau să visezi ceva care te va ajuta foarte mult pe tot ce ține de relația cu ceilalți, mai ales de o relație oficială, un parteneriat sau ceva legat de o căsnicie, nu știu, mai ales gemenii care sunteți căsătoriți sau sunteți într-o anumită situație, acum vă pot veni anumite idei sau se întâmplă ceva acolo care, cum să vă spun eu, vă protejează. Mercur intră în leu, Mercur guvernatorul vostru și de acolo, dragi gemeni, vă face foarte, foarte comunicativ. O să vorbiți non-stop, o să vreți să fiți aplaudați, e ok, veți face multe drumuri în următoarea perioadă, veți învăța multe, veți scrie multe chestii, vedeți că dacă vă concentrați pe chestiile astea, chiar ați primi ajutor. Se îmbunătățește comunicarea cu rudele, cu anturajul și de asemenea vom vedea și foarte mulți gemeni care vor spune lucrurilor pe nume. Nu mai stați să mai așteptați, nu mai stați să, în situația respectivă, mai ales dacă discutăm de muncă, da? Sau e ca și cum spui, gata, am stat atât de mult timp în spate, acum vreau să mă afirm, acum vreau aplaudat, vreau să ies în evidență. 7 de bâte, 2 de cupe. Este o provocare aici care apare în legătură cu o relație, în legătură cu o întâlnire, o întâlnire cu o prietenă, o întâlnire cu cineva anume, dar, dragi gemeni, este și o zi aici în care sunteți provocați că ceva nu vă place, ceva nu vă convine. Fie este vorba despre o amânare, fie este vorba despre o situație duală în care sunteți, adică vă împărțiți între două locuri de muncă, două relații, două situații diferite și astăzi e posibil să spuneți gata. Împăratul, foarte frumos, o conexiune cu zodia berbec, dar și o responsabilitate care poate să apară astăzi. Văd o conexiune cu o persoană care are autoritate asupra ta, adică un părinte, partenerul de viață, șeful. Ultima carte, 6 de bâte, o victorie pentru tine. Se pare că ești pus pe luptă, așa cum am spus, ești pus pe un câștig. Vezi că este o zi în care tu nu prea poți să controlezi foarte mult lucrurile din jurul tău, dar asta e ceva foarte benefic, da, mai ales cu întâlnirea lunii cu Jupiter acolo, pentru că îți va oferi o protecție specială, te va ajuta enorm, enorm de mult. Zodia Rac. Dragi raci, pentru voi este o zi în care prietenii sunt importanți, intrați în contact cu tot felul de oameni, dar este și o zi așa de marți în care puteți să studiați ceva, puteți să analizați o situație legată de acte, legată de un proces, de zona aceasta birocratică. Însă unii raci e ca și cum aveți acolo o ședință, aveți o întâlnire, faceți ceva anume. Undeva spre seară vă faceți așa planuri foarte bine puse la punct în legătură cu ziua de mâine. Poate aveți niște activități la muncă și atunci e nevoie să vă pregătiți acolo mâncarea sau mai știu eu ce vă luați cu voi. Pe de altă parte, o relație cu un prieten sau cu o persoană din mediul online te-ar putea ajuta mult undeva marți-seara. Mercur intră în leu pentru tine pe casa banilor și aici, uite, până la finalul lunii iulie, vei reuși să negociezi foarte bine poziția în care te afli. Te va ajuta foarte mult să elimini din viața ta acele lucruri care nu prea îți fac bine și de asemenea vom vedea și raci care vor investi bani în drumuri sau puteți să primiți bani de la drum. Modul vostru de a comunica, modul vostru de a vă mișca, să știți că vă poate aduce bani, da? Vă poate aduce bani în următoarea perioadă. Și o să discutați mult despre ceea ce aveți voi fizic, practic, despre lucrurile frumoase care sunt în viața voastră, chiar se deschide o perioadă bună. Multă susținere, repet, aveți din partea prietenilor până la finalul lunii iulie, cel puțin. Hai să vedem, dragi raci, ce faceți voi. Avem 4 de bâte și 9 de spade. Ești stresat aici în legătură cu un eveniment important. Poate e ziua ta de naștere, poate e vorba de o relație pe care o ai cu un prieten, cu o persoană dragă ție. Apoi, următoarea carte este 7 de monede. Se pare că trecutul ăsta bate la ușă și tot 7 de monede înseamnă un moment în care stai și îți analizezi puțin bugetul. Vezi ce bani mai ai, vezi unde anume ai putea să mergi. Unii raci e ca și cum simțiți că ceva se mișcă foarte greu aici.
Împăratul, ultima carte, o conexiune cu zodia berbec, dar împăratul vorbește și despre o legătură cu un șef sau cu o persoană cu autoritate asupra voastră. Poate vă stresează această avansare, această responsabilitate pe care o aveți de mult timp. Zodia Leu. Dragii lei, Mercur intră în zodia voastră și o să comunicați mult și bine în următoarea perioadă. De asemenea, această parte a comunicării, să știți că vă ajută foarte mult pe cariera voastră. Chiar dacă pot apărea mici mari conflicte cu șefii, cu persoanele din familie, în sfârșit aveți și voi curajul și spuneți lucrurilor pe nume. Tot ziua de marți vă găsește foarte concentrați pe carieră, pe reputație, pe relația cu șefii, relația cu autoritățile. Și interesant este că undeva marți pe la amiază apar niște responsabilități legate de casă, de muncă sau pur și simplu este un moment în care spui, uite, e cazul să schimb ceva. Unii lei posibil să fiți puțin provocați, dar știți cum? E important să vă dați seama pe ce buton vi se apasă și să nu insistați. Apoi, undeva marți seara sunteți bine susținuți prin niște idei geniale care vă vin, da? Legate de muncă, legate de ascensiunea voastră, legate de niște schimbări pe care, da, e nevoie să le faceți. Acum, asta e viața. Hai să vedem, dragi lei, ce faceți voi. Și aveți 5 de spade, pajul de monede. Studiați aici o situație și nu prea vă convine ceea ce aflați. Dar pentru alții lei este ca și cum studiați aici un compromis sau o nedreptate care vi s-a făcut sau care vi se face și încercați să găsiți soluții. Atenție puțin pe bani astăzi. Roata destinului vine cu niște schimbări pentru voi și anume că dați startul, mergeți, vă interesați, comunicați și lucrurile deja încep să se miște într-o anumită direcție. Ultima carte, Regele de Cupe, o conexiune cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești, dar este și o zi foarte intensă pentru tine din punct de vedere emoțional. Se schimbă ceva legat de o rudă, legat de o persoană foarte apropiată sufletului tău. Însă, repet, și unii lei ar trebui să vă dați seama cam cât vă duce sănătatea asta a voastră, da? Cât puteți voi să duceți. E foarte important. Zodia Fecioară. Dragi fecioare, pentru voi Mercur intră pe ultima casă astrologică și nu prea o să fiți voi foarte comunicativi în următoarea perioadă, în schimb veți fi dornici să studiați tot felul de lucruri. Poate veți citi tot felul de chestiuni care mai de care mai ciudate, cu siguranță alții dintre voi vedeți că vă vin niște idei absolut geniale, nu știți de unde vin, prin vis în mod special, prin călătorii din acestea mai ascunse. E o perioadă în care vrei tu așa să stai mai liniștit, să dai un pas în spate. Pe de altă parte, Marte din zodia ta îți spune, hai, acționează, acționează. Acum, ascultă-ți foarte mult intuiția cu Mercur acolo și uite, ți-ar prinde bine așa niște plimbări de unul singur. Chiar te-ar ajuta foarte mult. Vei comunica despre trecut foarte mult, dar în special vei intra în contact și cu tot felul de șefi, da, pe care nu i-ai mai văzut de mult timp, se reiau acolo niște situații legate de autorități, legate de cariera ta, de reputația ta și pentru tine este o zi în care ești foarte prins pe o călătorie îndepărtată sau studiezi ceva, analizezi o situație, ai o intuiție foarte bună și uite că undeva marți pe la amiază poți să găsești o soluție absolut genială legată de persoana iubită, o soluție legată de un contract, de o afacere, de un parteneriat sau pentru unii poate chiar este ceva legat de o călătorie pe care o faceți împreună cu cineva. Undeva marți seara e un moment magic pentru voi, e un moment poate și puțin aglomerat. Da? Poate în sfârșit vă gândiți, gata, mă mut din casa asta sau e nevoie să fac schimbările respective. Veți fi foarte prinși undeva marți seara pe acte sau pe a studia stabilitatea unei relații. Chiar dacă ești o fecioară singură, o să mergi și o să cauți soluții și o să spui, bun, dar de ce sunt în situația asta? De ce nu am reușit să ajung acolo? Bun, hai să vedem, dragi fecioare, și tarotul ce zice. Motanul e aici cu noi, dar doarme. E mult mai important somnul decât ce facem noi. Multe evenimente pentru voi astăzi, regele de monede și steaua, deci ești foarte sigur pe tine și vrei ceva anume.
te orientezi după o inovație, după o schimbare în viața ta, dar steaua vorbește și despre o conexiune cu o persoană la care se ajunge greu, despre o persoană cunoscută pentru unii dintre voi, dar și ceva legat de zona străinătății. Uite, doi de cupe împreună cu cineva sau alții, aveți o speranță foarte mare privind o relație, privind un parteneriat. Și au ieșit cărțile astea trei, singure. Da, unii e ca și cum nu vă mai simțiți bine într-un cerc mai mic de oameni, prin, nu știu, colegii de la muncă nu vă mai fac să vă mai simțiți bine sau poate să fie un blocaj aici în legătură cu anturajul vostru sau mai văd aici o conexiune cu zodia pești pentru alții. Da? Este un moment în care îți dai și tu seama cam cât ești plătit, cât ești apreciat sau îți dai seama că există și alte rezolvări privind o problemă financiară. Foarte interesant. Zodia balanță. Dragi balanțe, pentru voi este o zi în care se întâmplă multe, o zi intensă, o zi în care aveți foarte multe lucruri de făcut. Sunteți prinși așa pe putere, pe bani, vedeți că pot apărea și cheltuieli, dar este așa o zi bună să mai eliminați din viața voastră niște lucruri. Undeva pe la amiază sunteți foarte prinși pe muncă, da? Fie sunt chestiuni legate de casă, fie pentru unii sunt chestiuni pe care le-ați amânat sau știu eu, din diferite motive nu ați reușit să rezolvați ceva anume și acum în sfârșit puteți să o faceți. Undeva marți seara vedeți că fie vă vine o idee genială, fie sunteți foarte prinși pe niște activități undeva marți seara, dar pentru alții dintre voi vă puteți descoperi, să zic așa, o pasiune. Da? Sunteți prinși pe niște bani, poate e ceva legat de niște rude, de anturajul tău, de o mașină, de un drum. Apoi, Mercur intră în leu pentru tine, iar asta înseamnă că până la finalul lunii iulie se îmbunătățește foarte mult comunicarea cu prietenii, cu anturajul, drumuri pe care le faci în grupuri mari de oameni sau cu scopul de a ajunge într-un grup de oameni. Pe de altă parte, comunicarea aceasta online devine mult mai activă pentru tine și vei discuta foarte mult despre planurile tale de viitor, vei avea curaj să le faci, vei avea curaj să mergi înainte și se îmbunătățește comunicarea cu prietenii, în general vorbind, tot tranzitul ăsta al lui Mercur în Leu, să știi că e foarte favorabil pentru tine și te poate ajuta fie prin niște sfaturi pe care le primești pentru a face schimbările necesare, pentru că na, nodul nord este de acolo și va fi destul de intens pentru toată lumea. Fie de ce ai ajutor de la prieteni pentru a rezolva anumite situații, fie pentru alții dintre voi, ceea ce învățați voi în grupurile alea sau ceea ce faceți voi vă poate ajuta foarte mult pe bani, pe moșteniri, pe partaje, pe bănci, deci pe investiții mari, deci pe zona aceasta. Hai să vedem, dragi balanțe, ce faceți voi. E o zi aglomerată, știți cum, dar este și o zi foarte intensă din punct de vedere emoțional. Adică unii fie aveți așa deodată niște gânduri și spuneți, wow, de unde au venit, fie alții, nu știu, puteți să trăiți frumos alături de partener, doar că, așa cum am spus, e și de muncă. Acum, depinde de fiecare. Pajul de bâte, luna și asul de cupe, o conexiune cu zodia rac sau zodia scorpion. Sunteți așa cam iluzionați într-o situație, nu prea înțelegeți voi ce se întâmplă, veți trăi foarte intens, deci sunt emoții extrem de profunde pe care voi le veți trăi în această zi, dar este și un moment așa în care parcă e stinsă lumina și parcă nu prea mai înțelegeți nimic de prin viața voastră. Apoi avem 3 de monede, ai de lucru la ceva într-un grup mai mic de oameni, însă văd aici și o relație pe care o poți avea cu zona aceasta a studiului. Da? Studiezi ceva, analizezi o situație. Ultima carte, 2 de monede, este o zi în care poți să dai niște bani, îi primești și îi dai sau 2 de monede poate să însemne și un fel de negociere. Pe de altă parte, este o zi în care va fi nevoie să te împarți într-un mod favorabil între două situații, două locuri de muncă, două relații și, dragi balanțe, vedeți ce faceți pe aici, da? Pe zona aceasta a femeilor, atenție, sau persoanele care sunt nehotărâte. Sfatul aici este să vă ascultați intuiția. Da? Că nu vedeți voi lucrurile clar. Zodia Scorpion. Dragi Scorpioni, este o zi în care relațiile sunt importante pentru voi și intrați în contact cu mulți oameni. Undeva pe la amiază puteți să aveți o discuție foarte interesantă cu un copil, cu persoana iubită, poate chiar o negociere legată de o afacere, dar pentru alții dintre voi e ca și cum vă luați un coleg de la muncă de mână și spuneți gata, hai în oraș, hai să ieșim, hai la o cafea, hai să ne plimbăm.
Relația cu partenerul la fel este bună, însă undeva marți seara veți trăi un moment așa intens legat de o relație, legat de ceea ce vă doriți voi de la o relație, deci se pot clarifica niște lucruri. Mercur intră în leu. Și Mercur acolo în leu, să știi că te va determina să comunici celorlalți, să postezi mult pe site-urile de socializare, te va determina să comunici mult mai mult cu șefii, să faci drumuri către instituții publice, să îți rezolve cele probleme pe care le ai legate de un proiect, legate de o relație și de asemenea, dragi scorpioni, este așa o perioadă până la final de iulie în care vă veți cere drepturile. Și acum vedeți că pot apărea și conflicte pe partea aceasta, dar dacă știți că aveți dreptate, tot înainte. Oriunde mergeți, comunicați, orice ați spune, toată lumea vă aplaudă, toată lumea vă ia alături. Hai să vedem ce spune tarotul. Împăratul, regele de bute. O conexiune cu zodia leu, berbec, săgetător. Văd o legătură aici cu o persoană cu autoritate asupra ta. Alți scorpioni, nu știu, poate aveți legătură cu un săgetător. Alții dintre voi e ca și cum țintiți undeva sus, că asta voiam să spun. Deci țintiți undeva sus în această zi. Aveți o legătură cu un șef, cu cineva anume. 9 de cupe, o bucurie, liniște, pace, armonie pentru sufletul tău. 9 de cupe este un moment în care te simți pur și simplu invincibil. Asul de spade, o soluție pe care o găsești la o problemă și tot asul de spade, să știi că înseamnă o decizie importantă pe care o iei, un adevăr pe care îl afli, o veste pe care o primești, dar și faptul că reușești să-ți clarifici o situație. Zodia Săgetător. Dragi săgetători, v-am pomenit la Scorpion, deci nu știu, poate ascultați și de acolo că e ceva interesant. Pentru voi este o zi în care sunteți foarte prinși pe muncă, pe sănătate, pe rutina zilnică, pe animalele de companie și undeva pe la amiază sunteți prinși și voi pe niște activități legate de casă. Poate mergeți la cumpărături, unii săgetători, alții, poate aveți tot felul de lucruri de rezolvat la muncă, poate sunt chestiuni pe care le-ați amânat și acum e nevoie să le reluați. Și de asemenea, tot ziua de marți vine pentru voi un moment foarte bun, undeva spre seară, în care vă pot veni niște idei absolut geniale sau în sfârșit puteți să rezolvați anumite probleme. Vă vin idei sau găsiți rezolvări, fie printr-un vis, fie fizic, căutați acolo o soluție. Mercur intră în leu și asta înseamnă că până la finalul lunii iulie vei călători extraordinar de mult, vei dori să înveți, studiezi, poate chiar relația aceasta cu divinitatea se poate îmbunătăți și cei mai mulți săgetători, vedeți că aveți șanse să rezolvați niște probleme foarte importante legate de acte, legate de o avansare sau chiar legate de oficializarea unei relații, că până la urmă și sunteți interesați și de chestia asta. Adică cum stau lucrurile acolo? Sunteți împreună oficial? Nu sunteți? Încotro vă îndreptați. Oricum ar fi ceea ce vei studia cât stă Mercur acolo în leu, drumurile pe care le vei face, discuțiile pe care le vei avea, să știi că te vor ajuta foarte mult să crești din punct de vedere profesional. Asul de spade, 10 de spade. Este o decizie aici care nu prea îți place ție sau văd aici că e o decizie importantă privind un final. Spui, băi, gata, nu mai pot, nu mai duc atât de mult. Nebunul, o eliberare pentru tine în această zi, dar și o veste care te va surprinde destul de mult. Unii puteți avea legătură cu un copil. Apoi avem 8 de spade, un blocaj pe care tu îl simți aici, dar tot 8 de spade, să știi că vorbește despre acel moment în care ești prins cu tot felul de activități, ești prins cu tot felul de lucruri. E ca un moment în care e ca și cum faci ceva, dar fără să gândești prea mult. Te arunci așa cu capul înainte. Nu e nimic negativ în asta, dar le puteți rezolva. Zodia Capricorn. Dragi Capricorni, o zi în care dragostea e importantă pentru voi, vreți să vă distrați, să vă simțiți bine, să trăiți intens și tot ziua asta de marți e foarte bună pentru voi pe afaceri, pe idei geniale care vă pot veni. Dacă ești un Capricorn singur, vezi undeva pe la amiază, o plimbare nu ți-ar strica sau, știu eu,
poate vrei să studiezi ceva important, ai o discuție cu un copil, cu o persoană dragă ție, un drum pe care îl poți face într-un loc drag sufletului tău și de asemenea tot undeva marțiara, vezi că fie apare cineva prin viața ta, fie se reia acolo o discuție din trecut, te trezești că ești pus iarăși în fața unor situații din trecut, adică ai mai fost pus în situația asta și acum te trezești iarăși pus. Și te discuții intense acolo cu un copil, cu persoana iubită, dar acum na, puteți să trăiți și intens dacă vreți cu partenerul, dacă sunteți singuri pe acasă, e ok tot înainte. Mercur intră în leu și asta înseamnă că, uite, e o perioadă așa pentru tine în care apar foarte multe lucruri de făcut, poate te vei ocupa foarte mult de acte, te vei ocupa foarte mult de partea aceasta de studiu. Vezi că îți crește intuiția extraordinar de mult și Mercur acolo în leu te va determina să faci tot felul de drumuri spre bănci sau spre a rezolva tot felul de situații legate de o moștenire, un partaj, de ce nu? Dar dacă studiați, vedeți că e o perioadă așa puțin mai aglomerată în care e bine să vă folosiți puțin și inteligența emoțională și să vă dați recompense mereu dacă aveți ceva de studiat sau dacă aveți ceva important de făcut. Niște discuții foarte interesante pe care le puteți avea până la final de iulie, care vă pot ajuta într-o afacere, într-o poveste de iubire sau în relația cu un copil sau într-un proiect, poftim, pe care îl aveți voi. Deci tot înainte. Veți avea o voce foarte puternică, dragi capricorni, și asta e de bine. Avem 7 de bâte și 5 de monede. O zi în care fie te simți abandonat, fie unii dintre voi vă doriți foarte mult pe cineva, apare și o senzație așa de singurătate, de abandon și fie tu te apuci și iei atitudine, fie partenerul îți spune, auzi, dar mi se pare că m-ai neglijat în ultima vreme, mi se pare că nu știu ce ai făcut. Apoi, Marele Preot, o conexiune cu Zodia Taur, dar și o relație pe care o văd aici cu o persoană pe care tu o respecti foarte mult. Poate să fie un profesor, un mentor, dar pentru alții văd aici o conexiune foarte puternică cu un contract sau cu o persoană dragă vouă. Apoi Steaua, o legătură cu Zodia Vărsător, dar Steaua aici să știi că vorbește și despre acel moment în care tu țintești sus. Apare pentru tine astăzi acea lumină de la capătul tunelului care, bineînțeles, te va ajuta enorm de mult. O persoană nouă sau o speranță pe care o ai, nu știu, să zic că ai cunoscut pe cineva sau ți atrage cineva atenția și spui, uite, există așa ceva pe lumea asta, e o speranță acolo mare. Zodia Vărsător. Dragi vărsători, o zi în care casa și familia sunt importante pentru voi. Undeva pe la amiază pot apărea niște cheltuieli sau ai de rezolvat ceva în casă, în familie. Unii poate chiar astăzi vă apucați și vă rezolvați anumite probleme pe care și voi probabil le-ați amânat, dar este și o zi în care puteți să dați așa față în față cu niște temeri și asta e ok. Undeva marți seara este o energie acolo foarte intensă în casă, în familie, pot fi niște discuții privind cheltuielile, privind viitorul, poate chiar aveți de rezolvat ceva legat de zona de online pentru unii dintre voi. Și Mercur intră în leu. Intră în leu pe casa 7-a și asta înseamnă că se îmbunătățește comunicarea cu partenerul de viață, comunicarea cu clienții, comunicarea cu un partener de afaceri, da? Deci se îmbunătățesc lucrurile. Acum, dacă ești un vărsător singur, chiar ți-aș recomanda să socializezi foarte mult în următoarea perioadă, pentru că sunt șanse să apară cineva sau e o persoană acolo care ți-atrage atenția, cineva care vrea să știe mai multe lucruri despre tine. Poți să ai niște discuții foarte intense privind niște bani, privind o moștenire, privind o schimbare, nu știu, unii e ca și cum aveți tot felul de drumuri de făcut. Sau învățați multe chestii împreună cu cineva sau de la cineva. Până la finalul lunii iulie veți reuși să rezolvați niște probleme foarte importante care vă vor ajuta să vă stabilizați mai mult. Atât din punct de vedere emoțional cât și fizic. Drumuri pe care le faceți împreună cu persoanele, dragi voi. Puteți să vă rezolvați acum niște probleme legate de partenerul vostru. Da? Chiar partenerul veți vedea că e mult mai comunicativ.
8 de cupe, spânzuratul, o conexiune cu zodia pești. Păi, dragi vărsători, aici văd că renunțați la o anumită activitate pe care o aveți de făcut sau este o zi în care spuneți, uite, e clar că în direcția asta nu mai merg lucrurile, hai să mai eliminăm din blocaje. Ți-ai făcut pe aici niște idei, ai crezut ceva, nu știu. Asul de monede, uite, se rezolvă problema. Asul de monede înseamnă o dovadă palpabilă pe care o primești. Asul de monede înseamnă și un nou început, adică o nouă persoană pe care o poți cunoaște, o noutate plăcută legată de muncă, legată de bani. Ultima carte, 7 de spade, e ceva aici ce nu-ți place, ceva ce nu-ți convine. Ceva legat de o relație. Este un moment, ziua aceasta, în care ți se spune clar să mai elimini din viața ta anumite lucruri. Pentru că, da, se simt niște blocaje aici. Sunt niște schimbări mari, dar nu negative. Zodia Pești. Dragii mei peștișori, pentru voi este o zi în care comunicați foarte mult, sunteți prinși pe drumuri, pe relația cu prietenii și undeva pe la amiază, cu siguranță vei învăța ceva, vei studia ceva, poate scrii. Pentru alții văd niște drumuri pe care le faceți, dar și o zi în care e ca și cum învățați pe cineva un anumit lucru, îl analizați, da? Îl ajutați. Undeva marțiara, vedeți că vă crește intuiția extraordinar de mult și vă veți concentra foarte mult pe scris, pe studiu, pe analiză, pe relația cu anturajul și vedeți că oamenii ăștia posibil astăzi să vă solicite mai mult ca niciodată. Apoi, poate să fie o persoană importantă din anturajul tău pentru unii dintre voi. Să vă dați voi seama așa ce putere aveți pe acolo și ce anume meritați. Mercur intră în Leu, da, Mercur intră în Leu și stă aici până la finalul lunii, timp în care se îmbunătățește comunicarea cu persoanele de la locul de muncă, vei face mai multe drumuri către zona aceasta a sănătății, deci cu siguranță dacă sunt probleme acum, tot înainte și le poți rezolva. Vezi că aceste drumuri pot ține și de niște persoane apropiate ție, nu e neapărat nevoie să mergi pentru tine la medic, dar alții, nu știu, veți ieși mai des la plimbare cu animalul de companie, veți avea tot felul de drumuri de făcut, poate în interes de muncă. Alții veți avea ceva de studiat acolo pentru muncă, da? Și treaba asta vă poate ajuta, vă poate face să creșteți, să înfloriți. Da? Norocul vine prin studiu, dragi pești, adică să abordați lucrurile într-un mod serios, în profunzime. 2 de monede, 8 de spade. Asul de spade. Tot stai și analizezi aici o situație. Astăzi ești prins între două activități, două locuri de muncă sau două situații total diferite și e ca și cum te simți așa blocat și nu mai știi încotro să mergi, nu mai știi ce e bine și ce nu. Asul de bâte văd aici foarte mult entuziasm, foarte mult curaj, energie și asul ăsta de bâte să știi că vine și cu o nouă activitate sau cineva poate ți atrage atenția. Ultima carte, 2 de spade. Este o zi în care îți vei calcula foarte bine cuvintele și tot 2 de spade înseamnă că ești entuziasmat în legătură cu o situație, dar parcă încă n-ai curaj să aplici, parcă încă n-ai curaj să spui. 2 de spade să știi că poate să vină la pachet și cu o decizie importantă. Dragilor, gata, acestea au fost previziunile pentru ziua de marți. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag pe toți și vă doresc să aveți parte de o zi de marți cât mai frumoasă.